Astăzi, la Centrul Eparhial din Cluj-Napoca, a avut loc întâlnirea consultativă a reprezentanților departamentelor eparhiale și asociațiilor de tineret din cadrul celor trei eparhii ale Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ședința a fost prezidată de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei. Întâlnirea consultativă a reprezentanților departamentelor de tineret a avut loc în sala Nicolae Ivan a Centrului Eparhial din Cluj-Napoca. În cuvântul din deschiderea ședinței, înalt preasfințitul Părinte Andrei ne-a vorbit celor prezenți despre responsabilitatea formării generației tinere și despre greutățile întâmpinate de tineri în societatea actuală. Eu subliniez două lucruri importante pe care le știți. Pe de o parte, unul se referă la noi, cei mari, care trebuie să lucrăm cu cei tineri și să-i ajutăm să facă lucruri bune și mai mult să-i ajutăm să devină misionari ai Domnului Hristos, iar celălalt lucru se referă la frățiile voastre, la tinerii care efectiv faceți această misiune. Acum, cel ce se referă la noi este rostit de Înțeleptul Solomon. În Cartea Proverbelor, în capitolul 22, versetul 6, ne zice nou: deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. E mare lucru. Dacă am găsit modalitatea de a pătrunde la inima lor și de a ajuta să deprindă lucrurile cele mai frumoase, pe care să nu le mai părăsească toată viața. Iar dacă nouă ne zice Înțeleptul Solomon ceea ce v-am zis, deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea, acum tinerilor le grește tot Solomon în Cartea Ecleziastului și li se adresează și Sfântul Apostol Pavel. În prima epistolă către Timotei, vă citesc pe rând din amândouă, în Cartea Ecleziastului, în capitolul 11, versetul 9, zice Înțeleptul Solomon: bucură-te, omule, cât ești tânăr, și inima ta să fie veselă în zilele tinereții tale. Și mergi în căile inimii tale și după ce îți arată ochii tăi, dar să știi că pentru toate acestea Dumnezeu te va duce la judecata ta. Nu-i cere Dumnezeu tânărului să se comporte ca un bătrân, dar toate cele pe care le face, să le facă frumos, frumos, duhovnicește și moral. Iar Sfântul Pavel, ucenicului său Timotei, care era tânăr și îl pregătea pentru activitatea ce urma să o desfășoare, îi spune cuvintele pe care poate frățiile voastre mi le-ați putea rosti pe din afară înainte de a vi le citi eu, dar vi le citesc. În capitolul 4, începând cu versetul 12, nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. La eveniment a fost prezent și preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Eu aș vrea să vă pun așa un gând și o preocupare pe care o am constantă legat de ceea ce ar trebui să facem cu tinerii ca să avem și un impact pe care ni-l dorim, în sensul că ar trebui poate că să nu mai fim atât de tributari, să nu mai fim atât de captivi strategiilor clasice în ceea ce privește misiunea cu tinerii. Sunt foarte binevenite și taberele și conferințele pe care le organizăm, însă cred că ar trebui să existe un corelativ, un corespondent la misiunea clasică, să spunem, cu tinerii, și anume o prezență mult mai masivă, mult mai competentă, pe un limbaj care să strânească puțin interes din partea tinerilor în social media. Adică majoritatea tinerilor, să știți că acum sunt mutați în social media, în spațiul online. Și e foarte important să fim prezenți. De ce? Adică să schimbăm, să încercăm să schimbăm paradigma aceasta de comunicare cu tinerii. Există acest univers, dacă pot să-l numesc paralel, social media, care fără să ne dăm noi seama, nu face altceva
decât să ne erodeze, să ne dinamiteze certitudinile evanghelice în care noi credem. Și sunt foarte mulți tineri conectați la social media și dacă noi nu avem un mesaj și pentru acei tineri, ne vom trezi că peste 10, 15, 20 de ani nu îi vom mai avea în biserică. Vor fi doar cei care sunt peste 50, 60 de ani. De aceea gândul pe care eu vreau să vi-l împărtășesc celor care sunteți aici coordonatori, vă ocupați de misiunea cu tinerii din eparhiile, din Mitropolia Clujului, să acordăm un pic mai mare importanță misiunii cu tinerii în spațiul online. Să știți că în Occident sunt extrem de populare anumite intervenții ale unor formatori de opinie, sigur, cu convingeri conservatoare, oameni ai bisericii, care au nenumărate vizualizări. Și cred că ar trebui să venim și în întâmpinarea acestor tineri care poate încă nu le sunt foarte limpezite convingerile, nu le sunt foarte clare toate aceste principii în care noi credem, modul de viețuire în Hristos. Reprezentanții eparhiilor și ai asociațiilor de tineret din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului au discutat despre provocările întâmpinate de tineri în societatea actuală. Întâlnirea de la Cluj este a cincea la număr. Aceste întâlniri se desfășoară în centrele mitropolitane pentru a avea o privire de ansamblu asupra activităților în funcție de specificul zonal și contextul social în care se desfășoară activitatea tinerii. Mă bucur că la început, când am plecat la drum pe la aceste întâlniri consultative, aveam anumite idei și anumite proiecte, dar pe parcursul acestor întâlniri, aceste idei și aceste dorințe ale tinerilor m-au făcut și pe mine să am altă viziune asupra lucrurilor, atât pe mine cât și pe inspectorii de tineret. În fiecare centru metropolitan am avut lucruri noi, propuneri și inițiative din partea tinerilor, la fel și la Cluj. Tinerii au fost foarte implicați și lucruri important și pe care l-am notat și doresc să le realizăm împreună, este acela de a crea un cadru general și un context în care tinerii să relaționeze, crearea unei platforme sau unui forum al tinerilor în care să facă parte toți acești reprezentanți ai tinerilor care sunt din biserică și activează în biserica noastră. Această întâlnire la nivel metropolitan a reprezentanților și responsabililor asociațiilor de tineret ne oferă posibilitatea de a contura un tablou de activități extrem de complex, care pornește de la cel mai înalt nivel, de la nivelul eparhial și mitropolitan, până la nivelele cele mai de jos, ale parohiilor și protopopiatelor, unde funcționează atât Asociația Tinerilor Ortodoxi, cât și Ligile Tinerilor Creștini Ortodoxi și, numai puțin, filialele ASCOR care există la Cluj și la Baia Mare. Având în vedere faptul că zona în care ne aflăm și în care ne desfășurăm misiunea este una extrem de complexă și complicată din punct de vedere etnic, multicultural și confesional, încercăm să menținem o deschidere și un dialog înțelept și inteligent cu toate bisericile, ca aceste asociații de tineri să fie deschise pentru toți și să dezvolte programe care să vină în împinarea așteptărilor și preocupărilor tinerilor din mitropolia noastră. Știm cu toții că misiunea cu tinerii și cu copiii este extrem de importantă și reprezintă o prioritate pentru biserica noastră, astfel în raportul de activitate pe care l-am prezentat astăzi celor care au fost prezenți, am expus principalele activități pe care Arhiepiscopia noastră le-a realizat în anul 2018 cu copiii și cu tinerii, concentrându-ne oarecum pe taberele de tineret și de copii, dar și pe activitățile care au caracter săptămânal, lunar și chiar zilnic în unele locuri. În cadrul ședinței s-a vorbit și despre noi metode prin care comunicarea între departamentele eparhiale și organizațiile de tineret să fie mai eficientă, iar activitățile cu tinerii să fie implementate cu succes în comunitățile parohiale. De asemenea, în cadrul ședinței au fost prezentate activitățile cu tinerii din anul 2018, precum și proiectele pentru anul 2019. Fiind anul omagial al satului românesc, biroul de tineret, împreună cu întreaga activitate a eparhiei noastre, se canalizează pe un proiect deosebit intitulat Satele Unite ale Maramureșului, iar în ceea ce privește tinerii, în cadrul acestui proiect, vom cuprinde un element esențial intitulat Drumul Catedralelor de Lemn, un pelerinaj în care 50 de tineri îmbrăcați în straie maramureșene
în căruțe, vreme de 5 zile, vor face un pelerinaj la toate bisericile de lemn, începând de la biserica din Rogoz, din Țara Lăpușului, urmând Valea Izei până în Borșa. Urmează apoi un concurs de interpretare de pricezne, doine și hori, prin care vom încerca să implicăm cât mai mult, să implicăm tinerii bisericii noastre și a eparhiei noastre. Activitățile cu tineri în Episcopia Sălajului se desfășoară sub directa coordonare și binecuvântare a Preasfințitului Episcop Petroniu și a Biroului de Catehizare. În această perioadă avem în organizare o asociație a tinerilor ortodoxi la protopopiatul Jibou, care au deja niște întâlniri săptămânale. Avem o asociație, Filantropia Porolisum, care are un centru pentru tineri în care se desfășoară diferite activități culturale, săptămânale și sociale. Avem și niște programe de succes în derulare cu acești tineri, tineri pentru tineri, sunt 15 tineri voluntari care prin rotație fac zilnic ore de pregătire cu copiii de la Centrul Social de Urgență. Este în al patrulea an acest program în derulare, alt program Tineri în Pragul Vieții, un nucleu format din tinerii de la Liceul Ortodox. Lângă ei sunt tineri de la celelalte licee din oraș și se dezbat probleme duhovnicești, ideile pornesc de la tineri și sunt susținute de către tinerii seminariști, dar și de către tinerii laici. Toate aceste activități sunt sub directa coordonare unui preot și a unui psiholog. Întâlnirea consultativă de la Cluj-Napoca face parte dintr-o serie de întâlniri găzduite de cele 6 centre mitropolitane din țară, care au ca scop elaborarea unei strategii la nivel național în privința activităților cu tineretul ortodox.